Voi cum spălați verdeața înainte de a o mânca? Bună ziua! Suntem în cea mai frumoasă perioadă din an, când avem verdeață din belșug. Anume, primăvara și vara mâncăm verdeață proaspătă și este atât de accesibilă în piață și în supermarket și e foarte simplu să o introducem în alimentația noastră zilnică. Însă, cum o speli tu înainte de a o mânca? Hai să vă arăt cum o fac eu și de ce. Vom lua verdeața și o să o spălăm. De ce e important să spălăm verdeața? Pentru a îndepărta toate particulele de murdărie. Pentru că chiar dacă le spălăm sub un jet de apă, nu putem îndepărta toată murdăria de pe frunze. Și vă voi arăta exact cum o spăl eu. Mai întâi de toate o spălăm sub un jet de apă. Așa. Și după o pun într-un vas cu apă în care o să las verdeața pentru 15 minute și voi adăuga în această apă, la un litru de apă, o lingură mare de bicarbonat. De bicarbonat sau la un litru de apă, o lingură mare de sare. Și voi lăsa, verdeața pentru 15 minute în această apă, deoarece pentru a îndepărta unul murdăria, dar doi, cel mai important și cel mai neplăcut este că pe verdeață pot fi ouă de vermi, paraziți sau, și mai ales ascaride. Pot fi atât vermi cât și ouăle. Da? De aceea e bine să le lăsăm pentru 15 minute. Mulți pot zice, da, eu mănânc verdeață din propria grădină, însă la fel de important e să fie spălată, deoarece ouăle de parazit pot fi o mulțime în sol, deoarece pisicile se plimbă în grădină și se joacă pe unde crește verdeața și nu numai, și pot să se plimbe chiar și șoarecii, sau unii oameni fertilizează solul cu gunoi de grajd. Chiar dacă cumpărați din piață, de la bunicuțe, aceste verdeață, e important să o spălăm foarte bine și să o lăsăm 15 minute în apă cu sare sau apă cu bicarbonat, deoarece nu știm niciodată cu ce a fost fertilizată grădina. Acestea sunt cele două ingrediente care folosesc pentru a spăla verdeața, sau sarea, sau bicarbonatul. Însă, cu una din aceste soluții spăl și varza, și broccoli, și conopida și las pentru 15-20 de minute. Astfel mă asigur că mănânc în siguranță. Însă, tu cum o faci? Aștept un comentariu mai jos. Dacă ți-a plăcut acest video, folosește butoanele de mai jos și nu uita să dai un like, m-ai ajuta foarte mult. Vă mulțumesc că m-ai urmărit. Te pup și totul este iubire.